În ziua cinstirii ocrotitorilor spirituali, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din comuna argeșană Căpățâneni a primit veșmântul resfințirii. Slujba de târnosire a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. După ample lucrări de restaurare și consolidare, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, ce datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost astăzi resfințită. După slujba de târnosire, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia hramului lăcașului de cult. Aici, la Căpățâneni, a fost făcută foarte mare, că atunci când s-a zidit biserica, au fost 80 de familii. Numai 80 și nu erau toate chiar cu stare extraordinară, dar foarte ambițioși. Această biserică atât de frumoasă și luminoasă și așa mai departe, cu zidul de cetate, uitați-vă ce frumusețe, a fost făcută cu jertfă, cu muncă extraordinară a credincioșilor care au pus tot sufletul și toată inima lor pentru zidirea acestei mari biserici de 80 de familii, extraordinar. Încât ne-am amintit în rugăciune și ne amintim de ei și noi sunteți urmașii. Bucurați-vă și vă veseliți că ați avut înaintași din aceștia formidabili și că dumneavoastră nu v-ați lăsat mai prejos, restaurând și adus în prag această biserică de sfințire, pentru care vă mulțumim de azi când ne-ați dat prilejul să ne bucurăm, să admirăm și să vedem această vrednicie ortodoxă și românească. A ajutat Dumnezeu să facem un pas foarte important în comunitate și sperăm să ținem așa și în continuare. Ce reprezintă această biserică pentru comunitatea din Căpățâneni? Truda înaintașilor noștri, părinți, bunici, străbunici, deci avem 100 și de ani de existența acestei biserici, prin care ne-a ajutat Dumnezeu să o ținem cum se vede. A fost o zi deosebită din viața noastră și a mea și ne bucurăm că au fost foarte mulți participanți. Ce reprezintă această biserică pentru dumneavoastră? Totul. Aici m-am născut și e foarte, foarte frumos. În semn de mulțumire, primarul comunei Arefu, Gheorghe Stoican, a primit din partea ierarhului medalia Sfântul Ioanichie cel Nou de la Muscel. Diplome de vrednicie au primit și celelalte persoane care au susținut lucrările desfășurate în ultima perioadă în parohie.